Salutare, iubitori de muzică! Sunt Georgiana, instructor de tehnică vocală la Music Tech School. Știți, am tot discutat despre vocile mărețe din industria muzicală, dar despre ceea ce nu am pomenit niciodată? Combinații de succes ale acestora. Așa că astăzi, dragilor, discutăm despre duete, despre unele dintre cele mai spectaculoase colaborări muzicale care au lăsat o amprentă considerabilă în industria muzicii. De la balade pop, la funk și rock alternativ, aceste colaborări cu siguranță au reușit să ne surprindă și mai ales să ne încânte. Așadar, hai să vedem care sunt ele! În vara anului 1981, Freddie Mercury și David Bowie s-au întâlnit întâmplător în studiourile din Montreux, în Elveția. Cei doi au decis să înregistreze împreună și după câteva sesiuni intense de improvizație, a luat naștere Under Pressure. Piesa a devenit un imn al anilor 80 cu un riff de bas inconfundabil și a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart. Și uite ce se poate întâmpla atunci când oamenii se întâlnesc întâmplător! Lansată în anul 1982, The Girl Is Mine a fost rezultatul prieteniei dintre Michael Jackson și Paul McCartney, care s-au cunoscut la un eveniment muzical. Piesa a fost primul single de pe faimosul album Thriller al lui Michael Jackson și a urcat rapid în topurile internaționale, atingând locul 2 în Billboard 100 și vânzând peste 1,5 milioane de copii în întreaga lume. În anul 1998, două dintre cele mai puternice voci ale muzicii, Whitney Houston și Mariah Carey, și-au unit forțele pentru balada When You Believe. Piesa a fost tema principală a filmului animat The Prince of Egypt și a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună melodie originală. Lansată ca single, piesa a ajuns în topurile internaționale, fiind certificată cu aur și atingând poziții de top în multiple țări. Colaborarea a fost apreciată atât pentru puterea vocală a celor două artiste, cât și pentru mesajul său inspirațional. Aici avem dovada clară că uneori din colaborare ies rezultate mult mai frumoase decât din concurență. În 2013, Daft Punk și Pharrell Williams au lansat Get Lucky, o piesă care a devenit un fenomen mondial. Melodia a dominat topurile muzicale din întreaga lume și a adus artiștilor numeroase premii, inclusiv Grammy-ul pentru înregistrarea anului. Piesa a fost certificată de 9 ori cu platină în Statele Unite și a vândut peste 9 milioane de copii la nivel global. Lionel Richie și Diana Ross au creat un adevărat clasic al baladelor cu Endless Love în anul 1981. Piesa a devenit un imens succes comercial, ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și rămânând acolo timp de 9 săptămâni consecutive. Endless Love a fost nominalizată la premiile Oscar și a câștigat mai multe premii importante, inclusiv un American Music Awards și un Golden Globe. My endless love. Empire State of Mind este o piesă iconică lansată în 2009 de către rapperul american Jay-Z în colaborare cu Alicia Keys. Este o odă urbană dedicată orașului New York, adesea denumit Big Apple sau Empire State. Piesa a devenit un imens succes comercial și a captivat atenția publicului cu versurile sale despre viața orașului și aspirațiile individuale. A ajuns în topurile din întreaga lume și a fost apreciată pentru versurile sale profunde, dar și pentru vocea inconfundabilă a Alicii. Pe data de 25 decembrie 1966, Frank Sinatra și fiica sa, Nancy Sinatra, au lansat melodia Something Stupid. A fost o colaborare remarcabilă, ajungând pe primul loc în topurile din întreaga lume, inclusiv în Billboard 100.
Melodia a câștigat popularitate datorită armoniei vocale delicate dintre cei doi artiști, care au reușit să transmită o poveste emoționantă de dragoste. De-a lungul anilor, Something Stupid a rămas un hit clasic al anilor 60, fiind reinterpretată de diverse alte formații și artiști, iar una dintre cele mai cunoscute variante este cea interpretată de Robbie Williams și Nicole Kidman. Colaborarea revoluționară dintre Aerosmith și Run-DMC din anul 1986 a combinat rock-ul și rap-ul într-un mod inovator. Walk This Way a revitalizat cariera trupei Aerosmith și a deschis noi orizonturi pentru genurile muzicale. Piesa a ajuns pe locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu aur de RIA, devenind un simbol al fuziunii dintre diferite stiluri muzicale. Lansată destul de recent, în 2019, I Don't Care a reunit doi dintre cei mai mari artiști pop ai momentului, Ed Sheeran și Justin Bieber. Piesa a fost un succes global și a atins primele locuri în topurile din întreaga lume. A fost lăudată pentru simplitatea și energia sa pozitivă, capturând inimile fanilor de pretutindeni și acumulând peste 1 miliard de streamuri pe platformele digitale. I've Had the Time of My Life este o piesă emblematică din coloana sonoră a filmului Dirty Dancing din anul 1987, interpretată de Bill Medley și Jennifer Warnes. Piesa este un duet pasional și captivant care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală în anul 1988. Ea este cunoscută pentru energia sa, dar și pentru mesajul său de iubire. Time of My Life a devenit un hit internațional și un simbol al muzicii pop din anii 80, rămânând una dintre cele mai populare și iubite melodii romantice. Acestea au fost doar câteva dintre cele mai spectaculoase colaborări muzicale. Cert e că fiecare dintre ele a adus ceva unic și special, lăsând o amprentă de neșters în muzică, dar și în inimile noastre, desigur. Ca de fiecare dată, găsești toate piesele despre care am discutat în playlistul de pe Spotify. Trebuie doar să scanezi codul de pe ecran. Eu sunt Georgiana și mă bucur că mi-ai ținut companie și de această dată. Înainte să ne luăm la revedere, îți amintesc să te abonezi la canalul nostru dacă nu ai făcut-o și dacă vrei să fii printre primii care află când postăm un nou video, activează notificările cu un click pe clopoțel. Alătură-te comunității noastre de pe Instagram, TikTok, Facebook și hai să ne bucurăm de muzică împreună. Și știi deja, nu? Te așteptăm la Music Tech School cu mare, mare drag. Hai și tu! Music Tech School.